La începutul lunii noiembrie, România l-a primit pe Nicolas Cage pentru filmările la Ghost Rider 2. Actorul a jucat în câteva scene filmate în mai multe locuri din țară. Ieri echipa a ajuns la Telega, dar fără celebrul actor. Scena de aici implică dublura lui, care trebuia să sară de pe pod în apă cu mașina. We're shooting Ghost Rider 2 on the bridge in Telega. It's a big action sequence in the film that involves a car, and the reason we're here is that it's a very beautiful bridge, so that it gives a real feel of... Filmăm Ghost Rider 2 pe podul de la Telega. Este o secvență din film în care este implicată o mașină. Motivul pentru care suntem aici este faptul că acesta este un pod frumos, un sentiment real că ești în estul Europei, în România. De asemenea, este aproape de București, unde noi suntem cazați. Totodată, aici este loc pentru toate camioanele noastre. Ce filmăm acum este sfârșitul unei scene în care personajul a fost răpit și este destul de deștept să poată controla mașina și să producă un accident care le liberează. The character is rather smart enough to be able to get control of the car briefly and causes an accident that will potentially free him. Nu au lipsit curioșii care, până la începerea filmărilor, s-au străduit să găsească cel mai bun loc pentru a vedea acțiunea. Din motive necunoscute, scenariul a fost schimbat și mașina a explodat pe pod. O echipă numeroasă a aranjat totul pentru secvența filmată în această zonă. Scene din Ghost Rider 2 s-au mai filmat pe Transfăgărășan, la Târgu Jiu, Castelul Huniazilor din Hunedoara și la București. Producția este filmată în tehnologie 3D digitală, fără postproducție, și se bazează pe efecte speciale, vizuale și pirotehnice în premieră în România.